Enoch a umblat cu Dumnezeu. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Evrei capitolul 11 cu versetul 5. Marea noastră nevoie este acea cunoaștere de Dumnezeu care realizează transformarea caracterului. Dacă împlinim scopul său, în viața noastră trebuie să se vadă o descoperire a lui Dumnezeu care să corespundă cu învățătura din cuvântul său. Experiența lui Enoch și a lui Ioan Botezătorul ne arată cum ar trebui să fie experiența noastră. Trebuie să studiem mai mult viața acestor oameni. Unul a fost luat la cer fără să vadă moartea, iar celălalt a fost chemat pentru a pregăti calea Domnului pentru a îndrepta cărările înainte de prima venire a lui Hristos. Despre Enoch este scris că a trăit 65 de ani și că a născut un fiu, iar după aceea a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. În primii ani de viață, Enoch îl iubise pe Dumnezeu, se temuse de el și păzise poruncile lui, însă după nașterea primului său fiu, el a ajuns la o experiență mai înaltă. El a fost atras într-o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Când a văzut dragostea copilului față de tată, încrederea lui simplă în ocrotirea lui, când a simțit tandrețea profundă și fierbinte a inimii lui față de primul lui fiu, el a învățat lecția valoroasă despre dragostea minunată a lui Dumnezeu față de om, prin darul fiului său și despre încrederea pe care copiii lui Dumnezeu o pot avea în Tatăl lor ceresc. Dragostea infinită și de nepătruns a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul meditațiilor lui zi și noapte. Cu toată ardoarea sufletului său, el a căutat să le dezvăluie această dragoste oamenilor în mijlocul cărora trăia. Odată cu scurgerea secolelor, credința lui a devenit mai puternică, dragostea lui a devenit mai arzătoare. Pentru el, rugăciunea era respirația sufletului. El trăia în atmosfera cerului. Puterea lui Dumnezeu care lucra prin servul său era simțită de cei care ascultau. Unii au luat aminte la avertizare și s-au lepădat de păcate, însă marea mulțime și-a bătut joc de avertizarea solemnă. Timp de 300 de ani, Enoch căutase curăția de inimă spre a putea fi în armonie cu cerul. Timp de 3 secole, el umblase cu Dumnezeu. Zi de zi, tânjise după o relație mai strânsă. Comuniunea devenise din ce în ce mai apropiată până ce Dumnezeu l-a luat la sine. El se aflase pe pragul lumii veșnice, la numai un pas de țara celor fericiți. Și acum, porțile se deschideau. Umblarea cu Dumnezeu, atât de îndelungă exersată pe pământ, continua și el a trecut prin porțile cetății sfinte, primul dintre oameni care a intrat acolo. La o astfel de comuniune ne cheamă Dumnezeu. Sfințenia de caracter a celor răscumpărați dintre oameni, la a doua venire a Domnului, trebuie să fie ca aceea lui Enoch. Amin.